Este forfătă mare în magazine, doar o săptămână ne mai desparte de începutul noului an școlar, iar părinții au intrat în febra cumpărăturilor. Cu lista făcută de acasă, umplu coșurile cu fel de fel de rechizite, care să fie și pe placul celor mici. Magazinele încearcă să-i atragă cu diverse promoții și oferte. Însă, de multe ori, acestea sunt înșelătoare sau ascund practici neloiale. Ca să vină în sprijinul părinților, comisarii ANPC vor demara controle în următoarea perioadă. Ce vizează acestea, ne spune domnul Sebastian Hotca, președinte interimar ANPC. Bună dimineața, domnule Hotca, vă mulțumim. Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație. Care sunt principalele capcane în care pot să cadă părinții în căutare de rechizite sau alte, eu știu, produse necesare celor mici? Eu cred că prețurile sunt principalele capcane și de aceea noi am recomandat în repetate rânduri ca părinții să fie atenți. Nu neapărat un preț exagerat de mic garantează și produse de calitate. De aceea acesta poate fi un indiciu extrem de important. Dincolo de aceasta însă, cred că este la fel de important să urmărim eticheta produsului, elementele de caracterizare și întreținere ale produselor care se comercializează și care se achiziționează în această perioadă. Mai mult de atât, cred că este important ca achiziția acestor produse să se facă doar din magazine autorizate, cu raioane specializate, destinate acestor categorii de produse. Și mai mult de atât, este important să se urmărească instrucțiunile de întreținere, așa cum spuneam mai devreme, atât în ceea ce privește îmbrăcămintea, cât și mai ales acele pixuri, marcare sau alte rechizite care sunt cumpărate în această perioadă. În cazul articolelor vestimentare, acolo ce probleme ar putea să apară? E sigur, eticheta produsului este extrem de importantă. În cadrul produselor vestimentare trebuie să fie atenți la faptul că informațiile legate de compoziția fibroasă a componentelor care se află, din care este fabricat acel produs, căptușala, compoziția acesteia trebuie precizată în mod expres pe eticheta produsului. De asemenea, orice produs textil trebuie să aibă instrucțiuni de întreținere marcate pe etichetă din material textil rezistent la tratamente umidotermice, montată sau cusută în interiorul produsului. De asemenea, în ceea ce privește ghiozdanele, este important ca acestea să fie din material textil, ca să umidiotermic, ca să nu permită udarea lui sau pătrunderea apei în interior. Desigur, copiii au tendința să aleagă aceste ghiozdane după frumusețe, după cum îi atrag culorile sau știu personajele care sunt reprezentate pe ele, dar iată că pot să fie anumite probleme, domnule Hotca, în ceea ce privește ghiozdanele. Cu siguranță, lungimea cordoanelor decorative nu trebuie să depășească 75 de mm la fiecare capăt, cu excepția bretelelor care de susținere ale ghiozdanului. Iar aici intervine responsabilitatea părinților. Chiar dacă un produs este atractiv prin culoare, personaj, așa cum spunea și dumneavoastră, nu totdeauna este un produs sigur, de aceea noi recomandăm părinților să se informeze foarte, foarte bine înainte de achiziția acestora, tocmai pentru a nu pune în pericol sănătatea sau chiar viața micuților. Am înțeles că în alți ani s-au descoperit deficiențe, să spunem, la caietele de matematică sau la, nu știu, colea 4, tot felul de lucruri, da, la care nu te-ai gândi. Într-adevăr, au fost situații în care numărul de file care era indicat pe caiet sau pe topul de hârtie nu era cel, și numărul filelor nu era cel care se afla și în caiet sau în topul de hârtie. Există de și... De exemplu, da. Se indicau... Declarau că au 20 de file tip A4 și în urma verificărilor s-a constatat că acesta conținea doar 10 și o filă roz. Iar în ceea ce privește topurile de hârtie A4, la fel se indica faptul că acestea conțineau 96 de file, dar în realitate erau doar 85. Desigur, acum nu o să ne apucăm să numărăm filele din fiecare caiet sau din fiecare top de hârtie, dar este ușor de observat în momentul în care cantitatea indicată pe produs este jumătate din cea care este declarată.
De asemenea, ar putea să fie probleme și în cazul acoarelelor. Acestea pot să fie toxice sau ce se întâmplă cu ele? Da, este important, este important să urmărim în cazul acestora eticheta și traducerea, mai ales în limba română. Acesta a fost unul dintre elementele care au lipsit în anii anteriori, în timpul controlelor care au fost efectuate de către comisarii NPC. Și tocmai de aceea, de fiecare dată, subliniez și atrag atenția asupra importanței etichetei care însoțește produsul. Așadar, în următoarea perioadă vor fi făcute tot felul de verificări la agenții economici de dumneavoastră, de inspectorii. Noi am declanșat o amplă acțiune de control la nivel național, o tematică de control care vizează exact acest tip de produs care se comercializează în această perioadă, tocmai pentru a asigura o protecție a consumatorilor cu privire la aceste situații. Și urmează să aflăm și rezultatele. Vă mulțumim foarte mult pentru prezență, domnule Hodka. Mergem mai departe.